Ședința ordinară de luna aceasta, o ședință ordinară cu 9 puncte pe ordinea de zi, 10 plus diverse. Se pare că mai avem ceva de introdus pe ordinea de zi. Aș ruga să ne axăm strict pe ordinea de zi. De la începutul ședinței, pentru a intra în normalitate, vă spun că o să aduc justificări strict pe punctele pe ordinea de zi. Ceea ce se discută pe lângă, nu o să dau curs discuții. Da? Domnul președinte, vă rog frumos să preluați atribuțiile ședinței, doamna secretar. Bună ziua, domnilor consilieri, domnilor invitați, tuturor celor care ne privesc. Bine ne-am regăsit la nouă ședință a Consiliului Local. Ați avut procesul verbal la materiale, dacă l-ați citit, dacă sunt discuții. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot procesul verbal al ședinței trecute. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Ați uitat să lăsați mâna jos. Am înțeles. Vă mulțumesc. Am rugăminte la dumneavoastră, dacă îmi permite să intrăm în direct cu ceilalți doi consilieri care și-au anunțat astăzi absența motivat. Este vorba de domnul Gogoloș și domnul Ilieș Vasile. S-a anunțat și domnul Ilieș Răzvan, că e pe drum deja, e blocat în trafic, o să ajungă. Ajunge atunci. Ia să-l sunăm pe domnul Gogoloș, că așa e. Alo, bună ziua! Uitați că noi am început ședința. Stați numai o secundă ca să dau pe speaker sau de toți consilierii. Alo? Am reușit. Deci, propunerea dumneavoastră a fost să vă exprimați votul pentru ordinea de zi, da? Da. Și aș vrea să vă zic că sunt de acord cu toate cele 8 puncte pe ordinea de zi. Da, vă mulțumim frumos. Sunt de acord. Vă mulțumim frumos. O zi bună să aveți. La revedere. Mulțumim. Să sunăm și cu domnul Vasile. Da, da, să vedem. Nu, acolo. E așa o schimba cu toate punctele și... Nu ai întâlnit? Nu am întâlnit. Da, dar au studiat. Studiat la unul de zi și e acolo. Nu am întâlnit. Sună la telefonul ăla. Sună la telefonul ăla. Dar viitorul viceprimar lipsește. Nu s-a apropiat data din are voie, dar în cap e din măcar. Nu știu, trebuie că... Mai zboară cu ăsta, fi de-asta. Aia zboară. Îți de asta, ușor. Vedeți că nu-i pe ordinea de zi. Bună ziua, domnul consilier. Bună ziua. Doru Munteanu vă deranjează președintele comisiei, președintele de ședință de astăzi. Am vrea să știm care este punctul dumneavoastră de vedere, având în vedere că ați primit ordinea de zi în timpul necesar, care este punctul dumneavoastră de vedere față de cele 9 puncte care sunt pe ordinea de zi. Da, sunt de acord cu toate punctele de domnul. Am înțeles. Mulțumim, domnul consilier, vă dorim o zi bună. Mulțumim. Mulțumim. Domnul consilier Stoian. Da, domnul președinte. Având în vedere, acum na, întrebăm, nu trebuie să faceți ceea ce au făcut și ceilalți doi colegi consilieri. Ținit de timpul, ați auzit, da, dacă vreți să rămâneți în direct, nu este absolut niciun fel de problemă. Dacă vreți să vă spuneți punctul de vedere față de cele 9 puncte de pe ordine de zi, trebuie să o faceți. Cum vreți dumneavoastră? Da. Salutări de la domnul Stoian. Da, mulțumim. E de acord cu toate punctele. Și este de acord cu toate punctele de pe ordinea de zi. Vă dorim o zi bună. O zi bună. Toate bune, la revedere. Acestea fiind spuse, să procedăm la desfășurarea ședinței. Am onoarea să vă predau lucrările domnului. Bună ziua, domnule primar, doamna secretar general, stimați colegi. Astăzi, pe data de 20/10/2021, avem convocată ședința ordinară, dar înainte de asta aș vrea să semnalez faptul că în mijlocul nostru se află și domnul consilier județean, domnul Adrian Nistor, nu știu cum îl cheamă, dar... Bună ziua, bună ziua! Așa. Și îl salutăm! Bine venit! Da. Deci, conform dispoziției primarului numărul 174 din 20/10/2021, sunteți invitați să participați la ședința ordinară a Consiliului Local Buhoci, convocată pe data de 25/10/2021, ora 14, la sediul primăriei Buhoci, nu în sala de ședință, așa cum e scris pe convocator, ci în mediul natural, având în vedere că avem și o zi foarte frumoasă și mulțumim Domnului pentru că putem să desfășurăm ședința în mediul natural și fără riscul de a ne îmbolnăvi. Proiectul ordinii de zi privind convocarea Consiliului Local Buhoci în ședința ordinară pentru data de 25/10/2021. Avem 9 puncte, după cum știți, avem 9 puncte pe ordine de zi. Primul punct este proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, inițiatorii Ștefan Cristian, proiect de hotărâre prin modificarea anexei numărul 2 la HCL numărul 50 din 0607-2018, inițiatorii Ștefan Cristian, proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii finanțării prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny și a devizului general estimativ aferent investiții, modelizarea drumului comunale din sătești, din satele Buhoi, Dospinești, Bijghir, Coteni, Buhoci, județul Bacău, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statutului de funcții al aparatul de special al primarului UAT Buhoci, inițiator Iștoc Cristian, proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor școlare pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat la nivel de UAT Comuna Buhoci, inițiator Iștoc Cristian, proiect de hotărâre privind aprobarea planului operativ de acțiune proprie de intervenții pe drumurile comunale și sătești pentru prevenirea și combaterea înzăpăzirii acestora pentru perioada 2021-2022, inițiator primar Iștoc Cristian, proiect de hotărâre privind achiziționarea și montarea tăblițelor indicatoare cu numele străzilor și a numerelor administrative imobilelor din Comuna Buhoci, județul Bacău, inițiator primar Iștoc Cristian, proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 1269 metri pătrați teren aparținând domeniului privat al Comunei Buhoci, județul Bacău, pentru construirea spațiu comercial, inițiator primar Iștoc Cristian, și punctul diverse. Și am înțeles, doamna secretar general, că mai sunt propuneri pentru ordinea de zi. Nu știu, deci, la lucrarea extinderii rețelei de iluminat public avem de făcut și un studiu de coexistență. Studiul de coexistență nu intră în cadrul proiectului, din banii primăriei s-au făcut contractare cu E.ON, iar pentru desfășurarea activității de schimbare a 7 stâlpi trebuie autorizație de construire, plus hotărâri de Consiliul Local prin care terenul de sub cei 7 stâlpi se donează E.ON, și sub liniile de tensiune, liniile de curent, să fie dat cu titlu temporar. Adică în sensul că sub linii nu se poate construi. Sunt lucruri care sunt necesare la planul de urbanism general. Deci așa este domeniul public. Da. Da, trebuie hotărâri prin care se respectă, cum am făcut la toate celelalte proiecte. Da, dacă sunteți de acord cu suplimentarea. Da, domnule. La punctul divers aș dori să trecem două chestii. 1, 2, evoluția proiectului gaz. Și al doilea subiect, lămurirea situației terenurilor de la Dospinești privind asfaltările. Am rugat inclusiv pe cetățeanul Bală Daniel să fie prezent pentru a lămuri această situație și să nu mai tergiversăm. Foarte bine. Deci înainte, da, e pe divers. Atât un scaun. Deci pe divers. Pe divers, sigur că chiar dacă nu e nevoie să susținem, să mai... Trebuie să le susținem că se trece cu repede înainte. Că la diversie aveți dreptul să ridicați orice chestii. Da, haideți să votăm suplimentarea pe ordine de zi. Cine este pentru? Și acum să supun la vot întreaga ordine de zi. Cine este pentru? Mulțumim. Stimați colegi, o să fac tot ce este posibil, pentru că în puterile și în atribuțiunile, în calitatea mea de președinte al ședinței, ca ședința să se desfășoare într-un climat cât se poate de normal și cât se poate de corect. Nu voi permite să se discute la ordinea de zi în afara punctelor de pe ordinea de zi. Deci, fără niciun fel de supărare din partea nimănui, discutăm doar pe ordinea de zi. Dacă sunt situații în care consider că e nevoie de dreptul la replică, o să dau acest drept la replică, că este normal, să lămurească chestiunea, 1, 2, 3 intervenții, dar numai pe ordinea de zi. Da? Având în vedere cele spuse, trecem la ordinea de zi. Deci, primul domnul primar, deci trebuie o către la păcare. Bună ziua din nou, pentru cei care au apărut ulterior. După cum știți, facem această rectificare, întrucât am primit sume din două surse, în speță de la Guvernul României prin ordonanță, de Guvern 4,5 miliarde, vorbesc pe înțelesul de bani vechi, 2 milioane de la Consiliul Județean. Acești bani au fost alocați pentru ajutor copii CES, pentru burse, asistenți personal, indemnizația handicap, asistent medical comunitar, ghirlande, plăcuțe stradale, salarii și alte bunuri și servicii. Am spus în mare. Dacă dumneavoastră vreți să explicații pe specialitate, o aducem pe doamna contabil, dar nu cred că e cazul. De cine să înscrie la domnul Ițime? Da, domnul Ițime. Da, mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, doamnă secretar. Aș dori câteva informații mai concrete din partea domnului primar, sau dacă nu le deține, discutăm și o invităm și pe doamna contabilă. Am înțeles că este vorba de 4,5 miliarde bani veniți de la Guvernul României și de 2 milioane, așa ați spus domnul primar, de la Consiliul Județean. Ați mai menționat că toate aceste sume se vor duce cu preponderență către zonele enunțate de dumneavoastră, care sunt necesare, dar nu imperios necesare, considerăm noi. Cu acești bani, luând în considerație faptul, sau tot spusele dumneavoastră, domnule primar, care menționa că anul acesta Comuna Buhoci are cel mai mare buget din toate timpurile, s-ar putea considerăm noi, grupul Consiliilor USR Buhoci, să direcționăm cel puțin o parte consistentă din aceste sume către asfaltări, către rigole betonate, către construcții minim necesare creșterii nivelului de trai a cetățenilor din comuna Buhoci. Știți cu siguranță că sunt și acum locuințe în comuna Buhoci care nu au curent electric. Știți și acum că apa și canalizarea, chiar după 10 ani de zile de la finalizarea cu ghilimele de rigoare ale acestui proiect, nu este funcțională. Știți foarte bine că oamenii își doresc locuri de joacă. Există și un proiect al unui coleg de-al nostru pe care l-am aprobat cu toții, și anume acela de construire al unor locuri de joacă destinate copiilor din satele comunei Buhoci. Proiecte care zac de atunci și până astăzi și avem suspiciunea că vor zace în continuare până când cineva le va lua în considerație și votul nostru și bunele intenții ale colegilor consilieri care le-au editat și care au muncit pentru ca aceste proiecte să fie aduse spre aprobare Consiliului Local, să fie puse în practică. Aveți și acel proiect tot aprobat de către noi, care se referă la instalarea unor sisteme de supraveghere în toate satele comunei Buhoci. Proiect aprobat cu majoritate de Consiliul Local și care la fel stă într-un dosar, într-un sertar al nu știu cui, dar astea sunt chestii pe care le putem dezvolta foarte mult, nu vreau să vă plictisesc. În consecință, ceea ce vă rog să luați în considerare este faptul că aceste sume sau parte din aceste sume destul de consistente, considerăm noi, încă o dată subliniem, de care poate primăria nu ar avea nevoie în zonele pe care le-ați enunțat dumneavoastră, având cel mai mare buget posibil din comuna Buhoci din toate timpurile. Vă rog, cu această ocazie, vă rog să luați în considerație intenția, sugestia noastră sau opinia noastră de a direcționa acești bani către zone de interes maxim pentru comunitatea buhoceană. Și nu numai. Vă mulțumesc. Da, ați făcut o remarcă că aceste proiecte zac. Dacă dumneavoastră știți de aceste proiecte că zac, vă rog frumos să spuneți unde zac sau cum le intitulați dumneavoastră. Dacă spuneți în ce sertar le-ați pus? Deci, domnul Iftime, dumneavoastră trebuie să înțelegeți întâi cronologia unui proiect. Dumneavoastră mi-ați dat mandat să mă ocup de aceste proiecte. Vreau să vă spun că la momentul actual suntem cu aceste proiecte în derulare, adică pe pași. Cel mai bine vă spune domnul Ștân, vă rog frumos, cu rigorile, cu camerele de supraveghere și ce ați mai spus dumneavoastră. Cu locurile joacă, proiectul aprobat, da, proiectul colegilor de la PSD, cu rigorile, cu aleile pietonale, nu a spus domnul, cred că acolo la aleile pietonale avem contract de întocmire, studii de fezabilitate și proiect tehnic, cu interproiect, am contractul la mine. Dacă vreți, vi-l prezint, nu este, și este PSAP, îl găsiți, PSAP este concludent, are termen de 3 luni de zile de finalizare. Suntem pe, am predat studiile geotehnice, studiile topo, trebuia să, adică undeva la sfârșitul lunii octombrie trebuie să ridic documentele pentru obținerea de aviz, este certificat de urbanism, nu puteam apuca de treabă fără certificat. Urmam să scoatem avizele propuse prin certificatul de urbanism eliberat de Consiliul Județean. Da. La partea cu spațiile de joacă, în data de 8-a 10-a, am primit extras de carte funciară prin care s-au făcut alipirii. Unul din proiectele de pe ordinea de zi este modificarea certificatului urbanism la școala Buhoci, întrucât am fost obligat să mărim suprafața de teren în vederea scăderii potului și cutului. S-au făcut toate demersurile astea, o să facă alt certificat de urbanism, o să facă altă hotărâre de Consiliul Local care le trimitem pe proiectul POR cu școala și ulterior depun alt certificat de urbanism cu potul și cutul nou pentru obținerea, pentru întocmirea certificatului de urbanism spații de joacă. La spații de joacă, fiind că este al învățământului, o să fie documentație trimisă și la minister. Se lucrează la el. Da, domnule președinte, o remarcă tot pe subiect. Nu, lăsați să dăm explicații. La camerele de supraveghere am făcut documentații, am luat legătura cu cei de la poliție în vederea identificării unor avizii, puncte în care ei să ne prezinte, nu Poliția Buhoci. Noi vorbim de Poliția Județeană, de IPJ. Am depus documentația, au rămas să ne anunțe când să mergem la ei ca să purtăm discuții și ce avem de urmărit în vederea implementării unui proiect care să fie concludent și în beneficiu și a poliției și a populației. Da. Da, pot să continui. Întrucât ați primit informații pe aceste proiecte, vreau să vă spun că sunt în derulare, conform legislației în vigoare, privind achiziția și tot ceea ce trebuie. Deci se lucrează. Da, sume avem prinse în buget, cam le-am prevăzut de la început, așa că nu vă faceți grijă că nu avem sume acolo. Domnul, timp de scurt, dacă mai aveți o remarcă, dar vă rog mai scurt ca să intrăm. Nu încercăm să punem la îndoială cele spuse de nimeni. Explicațiile domnului administrator public sunt binevenite. Ar fi fost de mult mai mare utilitate dacă ar fi fost aceste informații vizibile pe site-ul primăriei, pentru ca comunitatea noastră să nu ne mai pună întrebări de genul ăsta. Când, unde, când se vor implementa, o dată aproximativă și așa mai departe. Nu cred că este niciun secret ca noi, Consiliul Local sau dumneavoastră, domnule primar, prin aparatul de specialitate pe care îl aveți la dispoziție, să vă asigurați că aceste informații sunt vizibile, sunt detaliate populației, pentru că astfel de întrebări din partea colegilor mei sau a mea să nu mai existe. Deci dacă informați, toată lumea este fericită și cunoaște termenii, așa să spunem evaziv, să dăm termeni pompoși pe care poate nu toți îi înțeleg, da? Nu știu dacă este constructiv. Dumneavoastră aveți toate pârghiile la dispoziție pentru ca aceste informații să fie făcute publice și în timp util, pentru ca populația să fie liniștită, așteptând termenii pe care dumneavoastră îi explicați pe site-ul primăriei, cel puțin. Corect, dar atribuțiile consilierului local este să vină, să informeze pe compartimente, să-i se pună la dispoziție documente, ceea ce a fost foarte transparent din partea angajaților și a instituției primarului. Și dumneavoastră, dacă aveți cetățeni de informat, revine obligația noastră să vă duceți, să spuneți exact ce ați aflat de la primărie, nu să dezinformați sau să vă duceți. Domnul primar, vă dau un argument. Am cerut. Nu mai dau. Haideți că o lungim prea mult. Am cerut. Domnul Iftime, ați avut. Domnul primar, l-am vizitat pe dumneavoastră exact ceea ce mi-a sugerat să fac eu și colegii mei. M-am dus la dumneavoastră și am cerut detalii despre proiectul de gaze. Domnul Iftime, la Diversi discutăm. Domnul Iftime, la Diversi discutăm. De unde să dăm informații populației dacă dumneavoastră vă tai microfonul? Nu, ce-a spus de proiectul de gaze, că nu v-am dat... Domnul Iftimi, dar dumneavoastră ați uitat când v-am chemat în birou primar, v-am pus proiectul de gaze în față, l-ați analizat, ați pus întrebări, ați primit întrebări. E un proiect așa de mare, domnule primar. Bine, și dumneavoastră vreți să vă printez proiectul ăla, să vi-l pun la dispoziție? Eu știu că a ajuns la minister, la niște miniștri USR care vă... Vedeți, nu mai politizați, faceți administrație publică, domnule primar, vă rog. Și nu s-a făcut nimic. Haideți, domnul primar, lăsați-vă să intru în atribuțiunile de președinte al ședinței. Domnul Iftime, ați avut suficient și consistente intervenții. Vreau doar o singură precizare, nu numai pentru dumneavoastră, pentru toți consilierii. Consilierul local are dreptul și atribuțiunile să se întâlnească lunar cu cetățenii din comuna Buhoci pentru a le spune și a informa pe cetățeni despre toate lucrurile care se discută aici în ședință și despre toate proiectele care sunt inițiate de către primar, aproape de către Consiliul Local. Deci avem și noi niște obligații. Asta și facem. Cine este pentru... Deci, având în vedere că nu mai sunt discuții pe punctul numărul 1 de la ordinea de zi, supun spre aprobare acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În alimentație? Ok. E cineva care nu ridică mâna? Nu știu, deci toți pentru, da? Nu. Păi n-am observat. Cine este împotrivă? Eu am spus împotrivă, dar n-am văzut nicio mână sus. Nici o mână sus. Domnul Cocu l-a votat din nou. Cine este împotrivă? Domnul Cocu, cum ați votat? Abțineri. Păi și de ce nu ridicați? Abțineri, pe ridicați ca să putem să votați. Ați întrebat? Eu m-am abținut, pe nu le-ați întrebat, domnule președinte. Nu, am zis că cine este pentru, ați ridicat mâna la prima dată la pentru, dar nu e o problemă. Cine, încă o dată, repet votul. Cine este pentru? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 7 voturi. 7 și cu... Da, și cu ceilalți. Da, 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 da. 70. Împotrivă? Împotrivă. Pentru că n-a luat în considerație. Abțineri? Abțineri. 1, 2, 3, 4 abțineri. Mai e, n-am văzut, nu mai am piculet. N-am văzut, Ioane, cum ai votat? Pentru. Scuze-mă. Pentru că am văzut eu. Da, nu-i... Da, pentru, am înțeles. Președinte, o întrebare, dar ceilalți cum au votat? Pentru că totuși nimeni n-a auzit votul celorlalți consilieri care sunt dumneavoastră că sunt online. Din punctul meu de vedere, consider că votul dumneavoastră să știți că e cam ilegal. La diverse vă răspund la... Am ridicat mâna, mi-a spus cuvântul, domnul primar. Consilieri de țean, știți că în timpul ședinței pe ordine de zi n-are nici voi, nici invitat. Adică, 2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 2 la HCL numărul 50 din 0607-2018, inițiator primarul Stoica Cristian. Da, a început să discuția domnul Stoica, vă explică dumneavoastră. Deci am început discuția referitor la terenul de sport și ulterior am spus din partea cu implementarea proiectului pentru școala Buhoci pe programul operațional regional. Ne-au cerut clarificări că suntem obligați să creștem suprafața, am găsit o suprafață de teren și am făcut intabulare. Acum, prin noua intabulare, apare o diferență, se diminuează podul și cotul de la pod de la 19,68 scade la 18 și cotul de la 0,21 la 0,19. Se face hotărâri cu anexă 2,9, se face certificat de urbanism cu cele două părți și îl transmitem înapoi către programul operațional regional, ADR. Întrebări, discuții? Nu sunt, atunci supus spre aprobare și punctul 2 de pe ordinea zi. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă? 1. Mă abțin. Nu, împotrivă, ca nu mai. Împotrivă. Abțineri. 1. Domnul Coco? Am votat pentru. Pentru, deci o abținere. Proiect de hotărâre privind aprobarea de punere cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny și a devizului general estimativ aferent investiții, modernizarea drumuri comunale și sătești în satele Buhoci, Dospinești, Bijghir, Coteni, Buhoci, județul Bacău, domnul primar. Da, după cum știți, am fost împuterniciți printr-o altă hotărâre să mă ocup de proiectul Anghel Saligny în vederea depunerii documentației. S-au urmărit din start arteriile principale și cele care au intabulare la momentul de față, pentru a putea da curs proiectul. Cine întrebări? Da, domnule Fimi. Mulțumesc, domnule președinte, pe proiectul acesta. Domnul primar a spus acum 2 secunde că se vor asfalta doar zonele intabolate. Am discutat și în ședința anterioară de Consiliul Local despre aceeași problemă și am vrea să o terminăm, dacă se poate, sau cel puțin să o explicăm. Bănuiesc că vă referiți la acele zone neintabolate din punct de vedere al dumneavoastră, din satul Dospinești, intrarea dinspre Dospineștiul Mic, de acolo unde este balastiera domnului Varga. Înspre colegul nostru, înspre domnul Bală. Am spus, deci, am dorit niște informații mai concrete. Da, s-au urmărit arteriile principale în prima fază și cele intabulate, am spus. La momentul actual, în zona Dospinești, discutăm de un litigiu cu domnul Bălă, un litigiu ajuns în instanță, de motiv că dumnealui nu a acceptat de bună credință modificarea sau actualizarea cărții funciare când au venit specialiști de la OCPI. Dar din discuțiile avute cu cetățenii, nu o să aruncăm cojocul pentru nu mai discut, că după aia se interpretează. Dar am prins și acea arteră în proiect. Deci există și acea arteră pentru asfaltare. Există și acea arteră. Numai prin certificatul de urbanism apare acel litigiu. Numai un pic, de fapt la ședința de rândul trecut, numai un pic, domnul Bălă, sunteți invitat. Rolul invitatului este să asiste la ședință, nu are dreptul să intervină pe ordinea de zi. Adică vă dau cuvântul. Și aveți încredere că vi-l dau. De fapt, cred că ne aducem cu toții aminte că la ședința de rândul trecut, domnul primar a precizat cu subiect și predicat că chiar dacă există acest litigiu, încă de atunci eu precizat lucrul acesta, că chiar dacă există acest litigiu cu domnul Pală, asta nu înseamnă că proiectul se va opri. Avem pârghia, instanța de judecată și s-a mers încă de rândul trecut pe ideea că și acest tronson este principal și intră în proiectul de asfaltare. Deci lucrurile erau clare de rândul trecut. Acum, dacă vrem ca să facem un pic de campanie electorală pe zona unui tronson din așa, e altă chestiune și o să discutăm la diverse. Deci nu discutăm acum la ședință pe punctul acesta. Da, domnul. Aș dori o întrebare. Câte tronsoane sunt pe statele din comuna Buhoci și câte pe Bijghir? Da, avem tronsoane. Vă dau indicativele de drumuri conform cărților funciare. Buhoci DS 166, Buhoci DS 835, Buhoci DS 1128, Buhoci DS 973, Buhoci DS 644, Buhoci DS 686. Deci avem 6 pe Buhoci, da? Da. După aia avem Bijghir, DS 9, mi se pare că aici se lucrează încă la cartea funcțională. DS 509, DS 956, DS 955, DS 983, DS 1556. 4, 5, 5. Așa, după aia, nu, mai este una, DS 1174. Da, după aia urmează Dospinești DC 84 și Dospinești DS 38. Vorbim și de strada spre stația de sortare, ca să nu mai ajungem, da? Așa, Coteni avem DS 21, DS 140. Vin cu mențiunea că ne-am încadrat în aproximativ 8 km conform ghidului. O să veniți sigur și o să spuneți că ce facem cu Buhocelul. Avem și Buhocelul prins cumva pe fonduri locale, în ideea în care vom recupera de la AFIR sumele necesare. Am spus că inițial o să mergem cu completarea pe vale, să știm că l-am făcut tot din surse locale, dar din discuțiile cu cetățenii și cu reprezentanții din zonă, au insistat să-l prindem pe proiectul ăsta Anghel Saligny, așa l-am prins, rămâne Buhocelul și încă două artere, una din Buhoci și una din Bijghir, să le facem cu banii care o să-i recuperăm de la proiectul Apă și Canal la închidere. Acolo avem în jur de 13-14 miliarde, din ce știu eu, de recuperat. Așa că ne încadrăm cu drumul din Buhocel de la Paveluc și ce-o mai fie. Atunci o să stabilim împreună priorități. Domnul consilier Golan. Da. Domnule primar, bună ziua, mulțumesc, domnul președinte. Domnule primar, domnul secretar, stimați colegi, conform revizului tehnic pe care ni l-ați adus la cunoștință dumneavoastră aici, din total lucrări, rezultă că, de fapt, dumneavoastră vreți să asfaltați conform costului de 237.095 euro pe kilometru, dumneavoastră vreți să asfaltați 19,5 km, iar acum ne povestiți de 8 km. Aproximativ 8 km discutăm. Păi, matematica nu iese. La ce vă referiți? Aveți total de vis 23.162.767. Da. Da. Și aveți o valoare de referință standard cost euro pe kilometru 237.000 de euro. Vorbim de kilometru asfaltare de drum, absolut, drum normal. Aici noi vorbim de ulițe, în mare parte. În afară de tronsoanele principale. Nu, dar asta este altă. Cum? Împărțirea de 19. Da. 23.000 în 237 iasă 10. Undeva la 10. Și astea sunt costurile, costul estimativ. Nu, este costul, la prima valoare este valoarea cheltuielilor eligibile și din coace se face total costul. În care intră și cost cheltuielile neeligibile. Corect. De asta au spus domnul 8. Ea dacă iei motamo unul cu altă, ți iese 10. Dar prin calcul de făcute, doar proiectanții ne-au pus, avem ștampilul de proiectant. Calculul cu... Acolo spune... Acolo spune domnul cu proiectant undeva. Deci eu am total încă o dată, 23 de milioane. Da. Lei, da? Da. 23 de milioane, împărțit la 5. Împărțit la 237. Cât dă, domnule? Ne uităm pe alte documente, nu? Nu. Cât dă? Am dat 210. Calculator, 100? Asta-i... Vă rog să spuneți rezultatul cu voce tare, să-l auzim. Stați o leacă, că dacă nu mă înșel, nu cumva să ne împingem în euro. Domnul... Mai rău. 237.000 de euro e valoarea pe kilometru. Da. Păi n-am spus altceva. 237.000 de euro pe kilometru de drum sătesc? Da. Clar, îl facem la nivel de autostradă. Deci aveți devizul tehnică în lei, da? Da. 23 de milioane, împărțit la 5 lei pe euro, avem 4.600.000 de euro, împărțit la 237. Nu-mi ies niciodată, zici. Iese 19, că atâta ies. Da. Da. Diferența poate, da, interesantă. Trebuie să mai vedem tronsoanele și arterele. Conform măsurătorilor mele, pentru că nu am acces la toate datele... O secundă și dau pe tare că doar... Tehnice din... Primăria Buhoci, mie mi-au reieșit... Coteni, Dospinești, Bijghir, Buhoci, mi-au ieșit 14 km. Mă dă o gră. Mai sunt niște extinderi de bucă. Nu știu, este o bucă. Din Dumbroviță de Alp, din Dumbroviță Vale, sunt interese majore acolo. Domnul Ieftin. Nu, nu mai faceți acuzii. Așa, așteptam rezultatul. Dacă e o greșeală, măcar să simt să o lămânim. Stați că auzim. Întrebăm proiectantul și doar suntem greșiți. Înseamnă că propunem suspendarea acestui proiect de hotărâre până când primim datele concrete. Bună ziua! Domnul inginer, noi suntem pe devizul general, ședință de Consiliul Local. Domnul, veniți un pic mai încoace ca să-și auziți. Da? Despre ce e vorba? Dumneavoastră, s-a făcut un deviz total de 23.162.000, valoarea totală, cu tot cu TVA, iar costul... Da. Și undeva costul standard per kilometru e 237.000 de euro. Ori 5 ne duce undeva la 1 milion și ceva. Noi din ce știam din măsurător ne ies 8 km și ceva. Aici din calculii făcute are și 19. Și puteți da lămuriri? Doar 14. Da. Haideți stați aici, că mă o să... Nu, Haideți să trecem la proiectul următor. Da, stimați colegi, vă propun până face domnul proiectant calcule și ne explică la toată lumea, să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și revenim când ne dăm. Sunteți de acord? Deci trecem la următorul și când primim telefonul să revenim. Dar cine este pentru? Ok. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului AT Buhoci. Domnul primar. Da, așa cum mare parte dintre dumneavoastră cunoașteți, doamna Zaharia, tot respectul pentru dumneavoastră, se apropie de vârsta de pensionare și așteaptă hârtiuța din moment în moment. Da, da. Un domn consilier local o să vă întrebe și dumneavoastră îi dați răspunsul. Bună ziua, Adrian Golaie mă numesc, consilier local Buhoci. Avem aici la devizul noastră tehnic întocmit un cost total valoare 23.162.767. Conform costului de referință standard pe kilometru, avem un cost de 237.000 de euro, 237.100.000 de euro pe kilometru. Da? Cu greșite. Greșești. Eu am calculat la cursul de euro pe care l-ați dat dumneavoastră din 8-a 10-a și... O medie de 5. $237 e trecut în deviz. Aproximativ 220 este costul în mod normal la nivel național. $23.162.000. Da. 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 Și dumneavoastră că faceți acel calcul la 8 km și cât la 8 km este un cost fantastic. Pentru să faceți doar la capitolul 4. La capitolul 4? Nici acolo nu ieșim. 16 ce fel de proiect? I-am zis la ce spune? Poți mă autostradă pe bani. Autostradă? Că se trebuie. 384.000. Se include totul. Nu există nevoie așa ceva. Prea mare. Vorbim aici de unde? Da, aici o să mai discutăm. Deci chiar și... Da, tot nu ținese. Nu pot. Nu pot. Ba da, fac podecii, fac tot. Regoli, podecii. Și la capitolul 4, total la capitolul 4, e 19.770.000. Nu, valoarea fără TVA. Da, 1 milion de euro. Fără TVA, 16 milioane. 380. 380. 630. 16 milioane. Domnul Adrian, matematică, domnul, gata. Dar care 200, aici se dă 23 de kilometri de pe hârtie. Efectiv, fizic, sunt 14 km de tot. Am înțeles. O singură întrebare. Valoarea de referință standard euro cost pe kilometru face referire doar la asfaltare sau la finalizare? Este 23,2. Noi avem un boi de 3 km să se strică numai lucrarea în sine. Ok, am înțeles. Ok, mulțumesc frumos. Trebuie să avem în vedere că bănuții ăștia dăm București. Și dacă sunt fundamentate frumos, da, dar nu suntem greșit, nu suntem calculați. Ați văzut, dar trebuie să avem că aduci niște bănuți acasă. Deci noi susținem acest proiect. Dar trebuie să avem lămurire. Da, dar ați văzut cum stau lucrurile, doar nu transparent, o să apară. Stimați colegi, având în vedere că votul dat inițial a fost ca în momentul în care Avem lămuriri de la proiectantul care ne-a și dat lămuririle necesare. Ne întoarcem înapoi la punctul numărul 3. Domnul Mocanu. Stimați colegi, mi se pare că colegii mei de la USR bat apa în piu. Anterior ședinței, când s-a discutat domnul primar de aceste modernizări a drumurilor, dâns și s-au abținut. Acum vin cu întrebări de tot felul, de ce costă mult, de ce costă puțin, că pe valul ăsta să se facă nu știu ce. Hai să facem, nu să ne abținem totdeauna. Când a fost vorba de modernizarea școlii, nu vrem, nu sunt de acord de modernizarea școlii. Acum, din nou, când a fost vorba de asfaltare, nu sunt de acord. Oare ce vreți dumneavoastră de fapt? Ce vreți? Că de fapt nu vreți nimic. La orice ședință doar atât. Băgați bățul în gard. Hâr, hâr și atât mai departe. Hai să terminăm odată și cu asfaltul dacă am început să-l facem. Nu, banii ăștia nu ni dă nouă în mână. Sunt specificat clar pentru asfaltare. Ce doriți altceva? Fură cineva banii? Dacă îi prindeți că fură, băgați-i la scop, domnilor. Și totdeauna aveți ceva de comentat. Când este vorba de modernizat, făcut ceva, dumneavoastră sunt împotrivă. Și apoi după aia vă găsiți, nu, domnule, că de fapt noi nu suntem împotrivă, dar suntem împotrivă. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc, domnul președinte. Da, domnul președinte, mă simt dator să intervin din nou pentru a demasca dezinformările pe care domnul viceprimar pe final de mandat le face în mod repetitiv la adresa mea și a colegilor mei din USR. Nu există niciodată opoziție a consilierilor USR pe proiectele de asfaltări. Dorim doar ca aceste proiecte să fie efectuate și puse în aplicare în mod transparent și ca aceste diferențe între 230.000 de euro pe kilometru și 380.000 de euro pe kilometru să fie eliminate din start. Dumnealui, domnul viceprimar, pe motiv că banii îi primim, nu-i primim noi în buzunare, că nici nu avem cum, domnule viceprimar, nu scuză motivația aberantă pe care dumneavoastră ați adus-o aici de față cu toți consilierii locale, și anume aceea că dacă se fură și să se facă, nu? Așa a spus? Domnul, dumneavoastră totdeauna truncheați lucrurile. V-am spus eu că vă duceți degeaba la facultate. Eu zic, cel mai bine să mergeți la Odobișteanul la Oi. Vă spun eu că e bună ideea să vă duceți la Oi. Totdeauna truncheați lucrurile. Domnul președinte, vă rog să-l truncheați. Este loc și mai bine. Puteți să ajungeți strungar până la urmă. Dar mergeți acum. Lăsați-l pe domnul Golai. Lăsați-l termine, domnul. Am asistat și noi. Nu ați explicat nimic, domnule primar, și încercați să ascundeți. Până la urmă, dumneavoastră nici n-aveți datoria morală să interveniți la acest punct, cum a spus domnul vici, nu ați fost de acord din start. Vă bateți cu pieptul, vă bateți cu pumnul în piept că faceți. Ce faci? A spus numai împotrivă, dar așa spune o tără. Numai împotrivă. Vrem să facem, dar fără să ne lăsăm păcăliți. Domnilor colegi, numai un piculeț. Domnul Golai și după care domnul Pușcular. Da, o singură precizare vreau să fac. În momentul în care am pus această întrebare domnului primar și aparatului de specialitate, nu am făcut referire absolut nicio secundă că se fură sau de ce se fură. Dacă domnul viceprimar a înțeles acest lucru, aș dori să-și retragă cuvinte. Și să-și ceară și scuze. Domnul Pușcular, pentru că domnul viceprimar este întotdeauna la afară jocului. Eu personal n-am făcut referire la... Îi propun domnul vice 5 minute. Eu aș vrea să să fie așa mai... ca să înțeleagă toată lumea, domnule. Proiectantul ăla care face lucrarea. Se spune exact, domnule, costă 1 milion sau costă 800.000 de euro kilometru. Nu e aceeași lățime, bănuiesc, ca la autostradă, nu? La drumurile sătești e mai, după câte știți, pe vale, e mai îngust, e mai... Atâta să vină strict acolo pe foaie, domnule, cam atâta, la cei mai greu de înțeles. Atâta e kilometru de asfalt, atâta e de rigole, atâta e... Asta ar fi... ideea. În primul rând, o explica domnul proiectant destul de bine, poate n-ați fost pe undă. Nu s-o auzit, dați? Deci implică mai mult aici, implică așa acces în proprietăți și tot felul de chestii care sunt fundamentate pe normativ. Dumnealui, în calitate de specialist, le respectă, ca și, da, costul, da. Având în vedere și noile scumpiri, acum dumneavoastră și le-au luat în calcul. Cine știe ce o să apară? Probabil o să mai venim în fața noastră cu alte hotărâri, că cine știe cum să vor modifica prețurile sau standardele dumnealor aici. Stimați colegi, noi, Consiliul Local, vă mai spun o chestie, pentru înțelesul tuturor, îmi cer scuze, domnul președinte. E să luați în calcul următorul aspect, că dacă un proiect este subdimensionat ca prețul, nu o să înscrie niciodată nimeni la o licitație. Trebuie să fie să fie conform cu legislația în vigoare și cu prețurile actuale, care sigur dumnealui le-au avut în vedere. Și aș mai vrea eu să mai găsim și constructori mai de calitate, că de vreo 10 ani se cam lucrează în școlile astea, Buhoci, Bijghir, cam cu aceeași echipă și cam proastă calitate, domnule. E o echipă depășită, cred. Bănuiesc că sunt constructori mult mai buni, mult mai calitativ, mai... Să se prezinte la licitații. Da, sunt proceduri de achiziții care dacă se înscrie... Stimați colegi, haideți că intrăm, credeți-mă că intrăm în afara unor lucruri care nu intră în atribuțiile noastre ca virgulă consilier. Noi ca consilieri trebuie să aprobăm sau să nu aprobăm, să dăm votul pentru un proiect de hotărâre sau să nu dăm votul pentru un proiect de hotărâre. Foarte multe lucruri care s-au discutat aici țin de lucru în comisie. Deci dacă în comisie se cerea explicații de la aparatul primăriei, de la domnul Iustin, care este administratorul public, de la contabil, de nu și avea rost o astfel de discuții. Noi aici aprobăm sau nu aprobăm. O să vedem acum, apropo de ce a spus domnul Mocan, o să vedem acum cum aprobă, cum votează consilierii de la USR și atunci să lămuresc lucruri. Eu supun la vot. Cu ce am venit cu ideea? Să știm exact, doamne, sunt 4 km și proiectat tot. De asta spun eu. Atâta costă per kilometru. Simplu, doamne, matematica. După ședință mergi la domnul Ieftim, mai purtat o discuție cu omul care face proiectul și așa mai departe. Supun la vot și punctul 3 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Facem. De acord să-mi fac asfalt. Să-mi fac, doamne, asfalt. Împotrivă? Nu, pentru. Abțineri? Nici nu ne-am ținut. Uniți ați luat și migrete de venit. Proiectul numărul 4 a început domnul primar, dar ne-am toți înapoi. Domnul Ocanu, vă dau afară. Mulțumesc, mulțumesc. Vă mulțumesc dacă vă dați afară. Atunci dați-o, domnul președinte. Eu zic să-l facem birou. Sau un tub. Un tub, da. Domnul Ocanu, 5 minute un tub. Domnul primar a început pe argument pe proiectul numărul 4, dar ne-am întors înapoi, acum îi dăm cuvântul domnului Plan să finalizeze. Da, revin așa cum v-am spus, doamna Zaharia se apropie de vârsta de pensionare și așteaptă hârtiuța din secundă în secundă. Pe statul de funcții, dumneavoastră a fost încadrată cu studii medii. Se pare că pe studii medii, pe asistență socială, nu o să vină cei care au terminat studii superioare și în acest sens îl transformăm, îl aducem pe studii superioare să fie cât mai convenabil și atractiv pentru cei interesați. Da, cine vrea să se înscrie la cuvânt pe punctul numărul 4? Doar o remarcă, dacă îmi permite, domnule președinte, salutăm angajarea unei asistente comunitare pentru Comuna Buhoci. Îi urăm bine a venit în comuna noastră. Sper ca tineretul să preia frâiele cât mai rapid în acest UAT, pentru ca lucrurile să fie înțelese mai bine decât anterior. Mulțumesc frumos! Cine este pentru acest punct? Împotrivă? Abțineri? Domnul Mocan, ați votat? Da, m-am uitat, m-am văzut. Nu mă uitam acolo, sunt oameni care Proiect de hotărâre. Domnul Ocan, vă rog, considerați că am disciplinat astăzi. Chiar vrei să intri cu dietă aici? Aprobie sfârșitul, domnul președinte. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor școlare pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat la nivelul AT, Comuna Buhoci, inițiator primar Cristian. Da, la nivelul primăriei am primit niște adrese din partea conducerii școlii în vederea suplimentării numărului de burse pe justificări transmise de dumnealor și au mai apărut burse medicale care nu au fost introduse în hotărârea veche, dar doamna secretar vă spune exact și noua lege a apărut în acest sens. Avem două adrese din partea domnului director al școlii, în care ne aduce la cunoștință că sunt solicitări pentru burse medicale, un număr de 3 burse, și vă supune dumneavoastră atenția de a le aproba. De asemenea, a fost adoptată o hotărâre de guvern care modifică cuantumul pentru anul școlar 2021-2022. Mă refer la hotărârea Guvernului 1094 din 6/10/2021, care prevede următorul lucru. Pentru semestrul 1 al anului 2021-2022, cuantumul va fi 100 de lei pentru toate categoriile de burse. Pentru semestrul al doilea, 500 de lei pentru bursa de performanță, 200 de lei pentru bursa de merit, 150 de lei pentru bursa de studiu, 200 de lei pentru bursa de ajutor social și 200 de lei am propus noi pentru bursa medicală. De asemenea, vrem să actualizăm cuantumul tuturor burselor școlare la suma de 100 de lei. Garantez legalitate? Poftim? Bine, o discuție personală cu domnul. Cine are cineva întrebări de lămuriri, neclarități la acest proiect? Da, domnule. Dorim să-i mulțumim domnului primar că printr-o lege s-a ajuns la ce a dorit USR-ul la Buhoci pentru copii. Vă mulțumesc, domnule primar, că e nevoie de o lege ca să înțelegeți și dumneavoastră cum merg. Domnul Ieftim, trebuie să vă contrazic cu tot respectul ce vă port, că nu are absolut nicio relevanță spre dumneavoastră. Doamna secretară vă a explicat foarte clar. Ați foarte bine și intervenția dumneavoastră. Cine este pentru? Cine este pentru? Noi pentru. Abțineri? Nu, eu sunt pentru. Iarăzi mă vede împotriva. Eu sunt pentru de două ori. O întrebare, domnul președinte, legal mergând nu trebuie sunați ceilalți consilieri? Dar nu există prin lege, trebuie să răspundă la fiecare punct, nu spunem o dată. S-a dat acordul ei pe toate punctele. La început. La început. Și consemnat în procesul verbal. Da, stăm acasă să spunem, da, suntem de acord. Faceți o plângere prealabilă și... Nu asta știți să faceți. Proiect de hotărâre privind aprobarea. Bravo, domnul ministru. Domnul consiliu. Proiect de hotărâre privind aprobarea. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului operativ de acțiune proprie de intervenții pe drumurile comunale și sătești pentru prevenirea și combaterea înzăpiririi acestora pentru perioada 2021-2022, stoc Cristian primar. Da. Inițiator. Știți foarte bine, în fiecare an se adoptă o hotărâre privind intervenția pe timpul iernii, având în vedere planul pentru dezăpezire și intervenții pe drumurile comunale și sătești. Excludem drumul județean și să înțeleagă toți, drumul județean ține de la intrarea în Dospinești până la ieșirea înspre Parincea și ieșirea înspre Tamaș. Este atributul Consiliului Județean. De multe ori, dumneavoastră veniți și ne cere justificări de ce nu s-a intervenit pe DG. Deci nu este atributul nostru. Este strict atributul Consiliului Județean. Noi discutăm numai de drumuri comunale și sătești și ulițele care sunt la nivel de comun. Da, domnul Pușcălarcă. Eu vreau să-l întreb pe domnul Vici dacă știi, dacă ninge anul ăsta. Ninge, domnul Vici? Mai e cineva? Mai are... Auzi? Face schimbare la pauză. Bine. Având în vedere că nu mai sunt discuții pe acest punct de pe ordinea de zi, supun spre aprobare. Cine este pentru? Da. Eu cum facem dezăprezări. Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind achiziționarea și montarea tăblițelor indicatoare cu numele străzilor și a numerelor administrative imobililor din Comuna Buhoci. Da. Așa cum știți, avem nomenclatorul stradal la nivel de Comuna Buhoci aprobat cu tot ceea ce ține de modificările solicitate dintre unii din consilieri. La momentul actual suntem pe procedură de achiziție a tăblițelor cu denumiri de străzi și numere de imobile, de locuințe. Aici apare o problemă. În afară de denumirea străzii, care o să fie suportată din bugetul propriu, am considerat că este de datoria noastră să susținem financiar și tăblițele pentru fiecare imobil în parte. Aici doamna secretară vă explică mai îndeaproape cum stau lucrurile. Deci mai era varianta ca fiecare cetățean să-și plătească tăblița, dar deoarece am primit și bănuți în buget, au fost repartizați pe achiziții de tăbliță, primarul a avut inițiativa care o lasă să vota sau nu, sau nu știu, să aceste tăblițe să fie suportate de către OAT, deci numărul de pe poarta omului. Să nu plătească omul numărul, să fie plătit de către primărie. Domnul Golai. Da, eu aici aș vrea să vin cu o rugăminte către domnul primar și aparatul de specialitate care se va ocupa de către achiziția acestor tăblițe. În speță, ofertantul ar trebui verificat pentru că avem experiența celorlalte OAT-uri unde după montarea acestor tăblițe, la niciun an de zile, practic s-au șters în totalitate. Și avem, adică eu cel puțin am. Calitatea trebuie verificată. Am această... Puteți să enumerați OAT-urile, adică sunăm și noi, să ne interesăm exact, nu știu ce firme. Da, deci avem Filipești, avem... Nu știu, deci pot, acum nu mi-aduc aminte efectiv, dar trecând prin multe OAT-uri am văzut aceste tăblițe care după foarte scurt timp, vă dau exemplu Sascutului, Pânceștiului, mă rog, care-i tot, da, deci după foarte scurt timp s-au degradat efectiv. Așa este. În decursul timpului, având în vedere că toată procedura nomenclatorului stradal a fost publică, agenții economici deja ne-au trimis oferte în mai multe tipuri de numere, care aplicate, care vopsite, care gravate. Am considerat că cele mai utile sunt cele gravate, adică sunt și cele mai rezistente, în ideea că nu-și pierd culoarea și nici nu se deslipesc, se jupoaie cumva acele cifre sau litere ce sunt imprimate pe tăbliță. Da, dacă aș vrea să mai fac o precizare, nomenclatorul stradal cu denumire și numere administrative a fost deja înaintat către sclep Tamaș și urmează să fie implementat, am solicitat noi cu 1 ianuarie, dar până la 1 ianuarie ar trebui să avem deja montate plăcuțile și numerele administrative. Implementat la 1 ianuarie pe cărțile de identitate al cetățenilor. Exact. Pe noi, pe cei care vor merge să-și schimbe cărțile de identitate. Domnul primar, puteți discuta cu firmele respective? Să aducă niște monstri. Da, avem deja. E cel mai bine așa și atunci fiecare își dă o părere și ne punem la comun și vedem. Băi, mergem pe asta. Suntem în măsură noi să știm, dacă suntem specialiști, pentru a identifica calitatea. Noi le-am primit, v-am spus, de la mai mulți agenți economici, sub mai multe forme. O să le analizăm, o să luăm legătura cu niște specialiști care dumneavoastră să-mi dea... să nu mai fie discuții, că au fost rele, expertiza dumnealor pe fiecare parte. Dar din ce am discutat până acum, dumnealor a spus că cele gravate, adică sculptate cumva, ar fi... Gravate înseamnă sculptate cumva în material. Asta înseamnă și un material mai rigid și mai gros. Discuții când s-au dus, când s-au... Corect. Da, domnul Pușcălar. Eu vreau să vorbesc un pic de ideea, dar tot e cu tăblițele astea, cu plăcuțele. Știți că a vorbit domnul primar mai de mult la exercițiul Creanu, ar fi un indicator de la mai mare, așa, să vadă Buhociul, Tamaș, Parincea și chiar aici. E bine și ăla mic, dar e cam micuț pus, care l-am pus noi, dar ar fi unul mai mare, tot. O propunere de achiziții la următoarea ședință privind intrările în localități, în cel puțin 3 locuri, pe motiv că o parte au fost... sustrase, au fost tăiate pentru țări, știți foarte bine, mi se pare că erați în mandat, nu s-au mai găsit, avem cumva o adresă în partea de partea poliției pe această temă. Dacă ați fost la Ungureni, ați văzut și frumos arată. Bibirești, aia, tot ce luați, a da. Foarte frumos, mari, ca lumea. Alea sunt pe județiană. Nu, dar să vă spun, n-are Bacău ce are Ungureni. Nu are Bacău. Deci nu are Bacău. De ce să nu punem și noi? Măcar aici, unii, punctul port aici la intersecție. Au fost persoane care trebuia să mergem spre Parincea, acum că e în drum, mai opresc și mai vorbesc, mă doare gura. Dar caută Tamașul să duc la Parincea, caută Parincea să duc la... Avem unul mai... E micuț ăla, spune ceva mai mare, frumos, așa. Două, e vorba două indicatoare. Domnul consilier aici de față poate ia la consilier. Doresc să aduc aminte domnului primar că indicatorul de la intrarea spre Dospinești, spre domnul Bală, a fost deja strâmbat de o betonieră a domnului Varga. S-a ocupat domnul Bici de... Chiar... Domnilor, consilieri, eu cred că am pus denumiri în satul Coteni, la Buhocel, la Buhoci și în satul Dospinești, că lipsau cu desăvârșirii. După ce am pus, după 2 zile, intenționat. Ce să zic, bă, l-a pus mocanul. Ia să-l turtez, bă, să-l strâmb. Uitați-vă, acum știți unde e satul Buhocel, nu? Acum știți unde e Buhocel, știți unde este satul Coteni, știți unde este satul Bijghir. Cred că m-am sacrificat și am făcut treabă, dar a rămas cu stupare că după două zile la... Nu știu cine se ocupă cu așa ceva. Nu faceți sacrificii. Domnul Iftime, domnul președinte, cum i-ați permis domnului viceprimar să intervină fără să înscrie la cuvânt? Așa, permiteți și mie dacă așa... Eu am dat răspuns domnului... S-au epuizat toate discuțiile pe acest punct, care este un punct destul de simplu și comod. Trecem spre a-l vota. Cine este pentru acest proiect numărul 7? Împotrivă? Abține? Mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 1269 m2, teren aparținând în domeniul privat al comunei Buhoci, de Bacău, pentru construirea spațiului comercial. Da. Nu avem invitați, nu mai sunt cu placarde. E același teren, aceeași... Gata, îmi pare. Au reprezentativitate, domnule. Da? Nu vă faceți griji. Da. Îmi cer scuze, dar trebuia să spun și eu ceva, că nu... Tăcut din gură acum. Nu, dar când tace. Ioane, dar când tace. Totdeauna, domnule primar. Înseamnă că n-au mai fost dezinformări. N-au mai fost dezinformări, da? Mă bucur că vă veni mintea la cap. Domnule primar, niciodată la cap, o să vă dezamăgesc din nou de data asta. Da, n-aveți ce faci. Dumneavoastră așa n-ați fost împotrivă, nici n-aveți dreptul moral de intervenție. Discuții pe punctul ăsta. Păi să ne explice, domnul primar, în ce constă acest proiect. Lăsați virgulițele și punctele, le puneți mai târziu un pic. Nu trebuie să ne prezinte domnul primar, inițiatorul. Treci direct la subiect, domnul Iftime. Haide, așteptăm. Spuneți, aveți cuvântul. Pentru că nu a prezentat domnul primar. Nu trebuia să-l prezinte. Da, sunt o ședință. Credeam că a fost suficient. Păi ce ați luat cuvânt? Ați luat cuvântul meu. Eu am crezut că v-au fost suficiente informațiile care le-au dat. Păi nu ne explică mai multe, ne dea detalii. L-a explicat ce expuneți. Hai, dar răspuns. Nu. În legătură cu puterea. Puterea. comisia aia. Mai convingător pentru noi era adresa prefecturii, care a făcut o reclamație în context. Și nu am respectat următorul pas. Deci suntem la pasul 2 pe procedura de concesiune. Înseamnă că nu s-a încălcat legea, domn primar, nu? Păi așa au spus, nu s-a încălcat. Domnul Mocanu, haideți, domnule. Gata, am înțeles, domnule. Deci următorul pas, după aprobarea de principiu care a fost într-o ședință trecută, era să se întocmească o evaluare a acestui teren. Această evaluare a fost întocmită de către un expert și, bineînțeles că expert autorizat, pentru a stabili un preț al redevenței, o valoare a redevenței. Această valoare a fost studiată în baza ofertelor de preț, în fine, după calculele dumnealui, standardele de cost, de vânzare, de ce are dumnealui aici în raportul de evaluare. Și s-a stabilit pentru o propunere de concesionare pe 25 de ani, o valoare estimată de 8.582 de lei pentru toată suprafața de teren. Propunerea domnului primar pentru dumneavoastră este această valoare minimă de redevență, 8.582 de lei pe an, iar dacă dumneavoastră aveți amendamente și alte propuneri, eu știu, care sunt peste această valoare, deci sub această valoare nu se poate aproba. Alt pas a fost întocmirea studiului de oportunitate, unde este prezentat oportunitatea și necesitatea concesionării acestui teren. Se dorește, așa cum v-a prezentat domnul primar și în ședința trecută, construirea unui spațiu comercial în care o să desfășoare, pe lângă alte activități economice, și activități de farmacie și de frizerie. Perioada de concesionare este de 25 de ani, cu posibilitatea de prelungire cu încă jumătate. Se nominalizează Comisia pentru organizarea și desfășurarea licitației, aveți la articolul 5, și în codul administrativ sunt trecuți exact pașii care trebuie să-i conțină documentația de atribuire, caietul de sarcini care a fost întocmit. Deci este pas cu pas după codul administrativ. Asta este o noutate la codul administrativ, că ne prezintă și procedura de licitație, desfășurarea procedurii de licitație pentru terenurile care se află în domeniul public al Bacăului. Da, domnul consilier, aveți cuvântul. Nu ne-a plecat prețul ăsta de licitație. Vă explica doamna secretar. N-ați înțeles? S-a făcut o evaluare a nevoie de un specialist. Dumnealui au luat în considerare mai multe normative. Prețul? Deci prețul, stimați consilieri, deci prețul, ca să lămurim lucrurile, să fie clare de la început. Deci prețul de plecare, minim de plecare la propunerea făcută de către domnul primar, este cel care reiese din evaluare. Ce se va întâmpla la licitație? Că vorbim 1, 2, 3, 4, 5, probabil prețul se va dubla, se va tripla, vom vedea la licitație. Dar nu poți să vii cu prețul sub minimul făcut de către evaluatori. Peste, da. Propunerea făcută este cea care a reieșit din evaluare. Dar ce preț va fi în final după licitație, nu-l știm noi acum și nici nu putem să-l anticipăm. O să vedem la vremea respectivă ce se va întâmpla. Dacă mai sunt întrebări sau propuneri la prețul minim de pornire a licitației, valoare de 8.582 de lei pe an. Deci asta este suma din rezultatul din raport. Și prețul de pornire. De licitație. Cine, atunci supun la vot, având în vedere că nu mai sunt discuții, supun la vot și punctul numărul 8 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Împotriva? E mai ușor. Abțineri? 1, 2. Două abțineri. Domnul președinte. Cine mai este? Le-au luat țapă ăsta. Am spus că e de acord cu toate. Președinte, dacă nu am fost atent că s-a trecut peste dezbatere, aș fi avut o remarcă de făcut la acest proiect. Din respect, vă dau voie să finalizați, dar proiectul s-a votat. Dar spuneți ce vreți. Vă mulțumesc frumos. Vreau să menționez faptul că așa, deci atâta timp cât noi nu am putut intra în posesia caietului de sarcini, nu știm care sunt termenii contractuali, în sensul că dacă se va executa sau nu se va executa, dacă vor exista penalități sau nu vor exista penalități. Avem experiența nefastă a perioadei în care acest teren a mai fost odată concesionat sau închiriat sau sub, nu știu ce formă a fost dat și nu s-a făcut nicio investiție pe acel teren. Mai avem o experiență nefastă pe un alt spațiu concesionat sau închiriat, unde urma să fie ca obiectiv o farmacie și se află un bar, da? Deci ăsta este motivul pentru care noi, grupul SR, ne-am obținut. Ok, mulțumim, domnul consilier. Având în vedere că s-a votat acest punct de pe ordinea de zi, trecem la următorul punct, la punctul de pe ordinea de zi care, la propunerea domnului primar, s-a făcut suplimentarea de pe ordinea de zi. Așa cum v-a explicat la început domnul Stoica Justin, este vorba de terenul care va fi amplasat cei 7 stâlpi rezultat prin studiu de coexistență ca și rezistență la rețea. Vorba de 12 metri. Vorba de 7 stâlpi și terenul de sub conductorul care traversează din stâlp în stâlp. Pentru proiectul de extindere, da? Da, aferent proiectului de extindere. Deci noi nu puteam să mergem cu proiectul de extindere iluminat public fără acel studiu de coexistență făcut și impus de către E.ON. Așa trebuie. Acest teren se va preda E.ON-ului pe toată durata extensiei acelor stele. Așa, așa. Pentru uz și folosit. Serviciul. Discuții. Având în vedere că nu sunt discuții, supun spre aprobare și acest punct de până. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Trecem la ultimul punct de pe... Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, diverse, și aș începe prin a discuta la început cele două lucruri ridicate de domnul consilier Golai. Da, eu mulțumesc, domnul președinte, le-am și menționat la început care este stadiul. Există în mediul online diverse informări sau dezinformări privind proiectul de gaz. Domnule primar, dacă puteți să ne dați ceva lămuriri. În acest moment avem o adresă din partea ADI Caz Sivet, prin care mi se aduce la cunoștință că proiectul depus de ADI, care implică și Comuna Buhoci, deci sunt cele 3 comune, Buhoci, Tamaș, Joseni, acest proiect a trecut de prima fază și am fost declarați eligibili. Urmează pasul 2 stabilit de finanțator. Este în teren multe clarificări la documentații și așa mai departe. Acum trebuie o strânsă legătură între consultant, proiectant, la clarificările care ni se vor solicita. În speță suntem pe drumul cel bun. Proiectul a fost declarat eligibil. Și se lucrează și acolo. Teoretic, să înțelegem din faptul că a fost declarat eligibil că există și finanțare pentru... A fost declarat în prima fază eligibil. Urmează alt pas de analiză a documentației cu clarificările de rigoare. Ok, mulțumesc. Da, domnul Ieftim, aș vrea o rugăminte din partea dumneavoastră, dacă se poate. Eu nu mă rog. Am înțeles că dumneavoastră ați spus că cineva de la domnul Varga a... E pe subiect, domnul... Da, la diverse. Suntem la diverse. Dumneavoastră nu v-ați trezit încă. Suntem la diverse, domnule, dar nu v-ați trezit. Domnul, înseamnă că nu v-ați trezit. Dar noi suntem la diverse. V-aș ruga să-mi spuneți și mie persoana care... și-a bătut joc de acel indicator de la Dospinești. Dacă îl cunoașteți, că a spus că e cineva de la Varga. Eu vă rog, să știți. Este o aveți și numărul? Nu am numărul. Puteți să dați telefon la Apele Române, că exact când veneau ei în control la Varga, i-au văzut. Știți ce? Eu am întrebat și pe doamna care este cu magazinul acolo, a spus, doamne, n-am văzut. Eu am întrebat pe dumneavoastră, întrucât a spus că este cineva de la Varga. Adică... A fost informată primăria atunci de către colegul nostru. Acum, având în vedere că suntem la divers, v-ați anunțat, mi-a spus la înainte a începe ședința, că vreți să ridicați... Da, zic așa, ca o întreb la replica faptului că dumneavoastră n-ați fost împotriva faptului că nu se facă... Mulțumesc că m-ați acceptat și vreau să clarific situația terenului. Am înțeles de la domnul primar că suntem într-un litigiu. Da? Eu am niște acte doveditoare care spun clar că de 15 ani eu plătesc 181 de metri pătrați mai mult decât în actele mele personale. Păi cine vă puneți plătiți? Primăria. În baza declarației dumneavoastră că depuneți. Primarii și tot Cristian, întocmit azi referent casier Florea Dantes. Păi în baza declarației noastre că țineți mai mult. Asta în ideea ca să-l anexați cumva. Dar nu e obligatoriu. Deci aveți o declarație în care v-ați asumat acea suprafață. Că nu vă ia nimeni impostul decât pe acte justificative în sensul acte de proprietate sau declarații pe proprie răspundere. Eu știu că așa se încasează taxe și impozite. Domnul primar, nu am semnat niciun act de genul ăla. Contractul meu de vânzare-cumpărare este pe 429 de metri pătrați. Proprietatea mea se termină unde am terminat terasa de la magazin. Dumneavoastră considerați că eu mă duc mai departe. Scoțându-mi adeverință fiscală, Primăria Buhoci m-a obligat timp de 16 ani să plătesc 610 metri pătrați. De unde? Când parcela care eu am cumpărat-o are 429. Același număr de parcelă la primărie figurează ca având 610 metri. Deci eu dacă aș fi furat un metru pătrat, făceam pușcărie, da? Dar primăria timp de 15 ani să-mi ia banii pe 181 de metri pătrați în plus, ce înseamnă? Bine, dar este contractul de vânzare-cumpărare care scrie clar pe el că aveți 600 sau... Domnul meu, și atunci de ce nu ați venit la Dantea să-i explicați? Pentru că, da, în martie... Vă lăsați, discutăm și problema plății impozitului noastră. Dar ceea ce este foarte important și ar trebui să știe cetățenii, o mare parte dintre cetățeni știu, dumneavoastră vă suprapuneți virtual, numai pe... cu proprietatea peste drumul comunal din Dospinești. Și era foarte, foarte simplu, prin acordul dumneavoastră, să facem o reactualizare a documentației simplă pe realitate, că asta este. Dar nu vreți să o înțelegeți. Am fost eu de acord. Când a fost comisia, toți vecinii dumneavoastră au fost de acord și aș și promis că eu o să mă... Domn primar, deci eu personal mi-a lăsat domnul de la urbanism hârtii, eu personal am fost la oamenii care nu i-a găsit acasă să semneze. Cum poate să spună cineva așa ceva? Avem adresa de la cadastru. Toate documentațiile vecinilor dumneavoastră sunt admise. Iar dumneavoastră nu ați fost de acord cu documentația care s-a întocmit de către primărie pe banii noștri. A fost inginerul la dumneavoastră, a măsurat și n-ați refuzat să răspundeți, să semnați ceva. Doamne, deci eu am prezentat actele astea și el mi-a spus, în momentul ăla mi-a spus, m-ați bulversat și a plecat. astea. Mai departe, nu știu ce să vă spun. Deci eu nu am refuzat. Toate documentațiile sunt actualizate, mai puțin ale dumneavoastră și a fiicei dumneavoastră. Mai este o documentație, sunt două. Fiica mea nu. Mai este o documentație tot bâlă. Mai este o documentație. Spuneți-ne cine este. E nepoata mea. Așa. Ați fost atunci, pe moment, poate nervos. Da, o să... Dar nu, deci nu este adevărat. Eu i-am prezentat actele. Procedura este în instanță, dumneavoastră o să veniți cu justificările dumneavoastră, noi o să venim cu justificările noastre și acolo unde o să apară, probabil o să fiți de acord în primul termen și o să simplifice lucrurile. Dar eu vreau să văd ce costuri, nu știu pe ce costuri, o să apară niște costuri acolo. Dar se aude o amenințare subtilă. Nu se aude, nu se aude. Sunt foarte transparent. Da, este domnul Ieftime. Este domnul Ieftime. Ați pomenit, numai un pic domnul, ați pomenit vreo 2, 3, 4, 5 ori transparență și dumneavoastră și domnul Golai. În corpore consilierii USR. Când domnul primar dorește transparență, dumneavoastră spuneți că e amenințarea. L-a informat că este în instanță și a spus și cam care este situația procesului în instanță. N-a fost niciun fel de amenințare, credeți-mă. Nu se înțelege că am solicitat daune. Nu, nu. Corect, corect. Sunt corecturi, probabil. Da, din punctul dumneavoastră de vedere, corect. Da, dar din punctul meu de vedere, 181 de metri pătrați, 15 ani. Domnul, dacă într-adevăr, o spus domnul primar, spunea din oare, că dacă într-adevăr ați plătit 181 de metri pătrați în plus, o să-ți regularizezi, o să veniți la primărie. Deci eu în martie, dar n-are nicio legătură ce plătiți dumneavoastră cu suprapunerea virtuală cu drumul. Deci, momentan, dumneavoastră, când s-a întocmit acea carte funciară, s-a întocmit cu aparatura de atunci și la ora actuală se suprapune cu drumul sătesc. Drumul comunal, pardon, Dospinești. Adică sunteți proprietari de drum. Dumneavoastră n-ați vrut să înțelegeți asta sau ați înțeles-o sau ați tratat-o ca... Deci nu am tratat-o cu absolut nimic. Să veniți la primărie într-o zi și vă punem la dispoziție cine. Am fost acuzat că președinte Gada am înghețat de la picioare. Având în vedere... Da, domnul Pușca Largă. Am 2 secunde lui domnul Vici. Acolo pe vale am expus acum vreo 2 luni, sosul 4, pe care lumea mai merge la Scarlate. Mai merge utilajul ăla? Merge? Domnul Pușcă Largă, acum o să vă dau, eu am, dumneavoastră mi-ați spus atunci, cred că am înțeles eu greșit. Posibil. Mi-ați spus la Crețu acolo. Eu m-am dus la Crețu, am îndreptat, am împins pe acolo, am dus piatră. Vorbim de drum, la peste drum. Eu acolo am făcut. Nu, vă dau cuvântul. Puteți mergeți la față, rog, să vedeți că am fost și am fost. Domnul Odovișteanu, domnul Ionuț, este adevărat că am făcut? Eu am crezut că acolo mi-a zis. Doriți în zona asta la altă? Da. Nu nimic, o să vedeți cum mă țin din cuvânt, vin. Luați problema. Da, domnule, iau o problemă chiar în mână, nu așa. Mulțumesc, domnul președinte. Acum te pot să-mi spun. Tot de interes public. Către domnul primar, că deține mai multe informații, bănuiesc, decât toți cei de aici. Sistemul de apă și canalizare, la ce stadiu s-a ajuns astăzi? Da, avem prelungirea de la AFIR încă pentru 1 an de zi. Dar dumneavoastră știți foarte bine că la acea hotărâre ați fost împotrivă în ideea de a bloca proiectul, adică de a-l da în cap, mai bine zis. Ceea ce n-ați reușit. Urmează procedurile și etapele care se impun pentru închiderea proiectul. Da, domnule primar, cer scuze, dar nu pot fi de acord cu dumneavoastră, nu am dat în cap niciun proiect. Dumneavoastră țineți mort așa de 10 ani de zile. Nu, știu unde vreți să ajungeți, dar nu o să ajung acum, o să ajung cu altă ocazie, da? Domnule primar, în momentul în care dumneavoastră țineți acel proiect în stand-by de 10 ani de zile... Nu îl țin, îl țin pe lege. În momentul în care avem plângeri pe aceste tuburi care le-am făcut... Domnule primar, pot să termin ideea? Jumătate de minut, 30 de secunde. Deci, consilierii USR nu s-au opus acestui puneri în funcțiune sau... finalizării proiectului de apă și canalizare. Din contră, îl dorim a se porni și alaltăieri, dacă s-ar fi putut. intenția noastră pentru care ne-am opus acelei prelungiri este pentru că aceste de prelungire se întâmplă de când sunteți dumneavoastră primar, domnule primar. Și prelungiți în fiecare an, nefinalizând niciun proiect. În schimb, ne spuneți vorbe frumoase, îmbrăcate, așa, în discuții pompoase despre specialiști. Da? Hai, lăsați-l să mai vorbească. Mai înregistrați-l, lăsați-l să mai vorbească. Dar vorbească.